avut loc proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024. La nivelul județului Dolj am organizat 3 centre de desfășurare a acestei probe, și anume centrul numărul 1 la Colegiul Național Carol I, centrul numărul 2 la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan și centrul numărul 3 la Liceul Teoretic Henri Coandă. Inițial, la acest concurs au înscris 1058 de candidați. După prima probă a acestui concurs, adică inspecția specială la clasă, respectiv proba practică orală în profilul postului, au rămas 1008 candidați. Dacă e să fac o comparație cu anii precedenți, vă pot spune că numărul candidaților este în creștere. În anul 2023 am avut 974 de candidați, iar în anul 2022 825. Iată că este o creștere considerabilă. La nivelul județului nostru avem 1019 posturi vacante, complete și incomplete, însă, dintre acestea, doar 238 sunt titularizabile. Și aici, dacă vreți să vă fac o comparație cu anii precedenți, numărul posturi este în creștere. În anul 2023 am avut 143 de posturi titularizabile, comparativ cu anul 2022, cu doar 71 de posturi titularizabile. Și aici, eu zic că stăm bine la nivelul județului nostru. Cei mai mulți candidați s-au înscris la disciplina profesor pentru învățământul preșcolar, 215, comparativ cu 2 posturi titularizabile. Sunt urmați de aproape de colegii de la învățământ primar, unde avem 132 de candidați pe 10 posturi titularizabile. La limba și literatura română avem și aici 63 de candidați și un singur post titularizabil. La profesor pentru educație timpurie antepreșcolar avem 36 de candidați și 40 de posturi titularizabile. Vă pot spune însă că avem și discipline unde avem candidați înscriși, dar nu avem posturi titularizabile. La geografie avem 28 de candidați și niciun post titularizabil. La engleză avem 52 de candidați și niciun post titularizabil. La proba de astăzi, așa cum v-am spus, a avut loc în 3 centre, erau așteptați 1008 candidați. Dintre acestea însă au absentat 218. Și anume, la prima oră, la ora 8, când s-a oprit accesul candidaților în sala de concurs, au absentat 137 de candidați. Pe parcursul celor 4 ore de desfășurare a probei, am avut 77 de retrași din motive personale și 4 candidați retrași din motive medicale. Ca atare, au rămas 790 de candidați care au predat lucrările. Dacă un candidat dorește să ocupe un post pe perioadă nedeterminată, condiția este să obțină minim nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă. Dacă dorește să ocupe un post pe perioadă determinată, atunci condiția este să obțină minim nota 5, atât la inspecția specială la clasă, cât și la proba scrisă. Vă pot spune că în cursul zilei de astăzi nu au fost probleme deosebite în ceea ce privește desfășurarea probei. Toți candidații au avut condiții pentru că împreună cu autoritățile locale am făcut eforturi să le asigurăm apă potabilă, asistență medicală, aer condiționat în toate sălile de clasă unde s-au desfășurat aceste probe. Vreau să vă mai spun că rezultatele inițiale se vor afișa în data de 23 iulie. Tot în data de 23 iulie până la ora 21 și în data de 24 iulie până la ora 12, la sediul inspectoratului școlar se pot primi contestații, dar se pot trimite și în format electronic la adresa contestatii@isjdolj.ro. Menționez faptul că această contestație trebuie să fie însoțită și de o copie după cartea de identitate sau buletinul candidatului. Un candidat nu poate să conteste decât propria lucrare. În perioada 25-30 iulie se vor soluționa contestațiile, iar în data de 31 iulie se vor afișa rezultatele finale. Prima ședință de repartizare pentru candidații care obțin minim 7 la proba scrisă și la inspecția specială la clasă va avea loc în perioada 1-2 august. La ședințele de repartizare au dreptul să participe și candidați care au susținut concurs și în sesiunile 2023 până în 2018 și au obținut notă
peste 7. Sau mai pot opta pentru aceste posturi și candidați care au două specializări. Dacă au dat concurs, să spun, la matematică și au ca și specializare matematică-fizică, pot obține și un post de fizică în baza notei de la matematică. Doar să fi susținut inspecție specială la disciplina respectivă.